și încheiem trecând de la viața lui și lăsând loc următorului patriarh al Alexandriei, venim la sfinții apărători ai împotriva arianismului, Macare Alexandrinul și Macare Egipteanul. Și chiar Antonie cel Mare este unul din cei care este atent asupra problemelor de arianism, pentru că Antonie este primul ascet desăvârșit care își trăiește o vreme viața prin morminte, apoi se retrage adânc în pustie și după ce se retrage adânc în pustie își formează acei eremiți sau colibe de câte 2-3 pusnici pe care le organizează așa ca niște sate călugărești, pe care le veghează și le supraveghează cu sfaturile sale. Bineînțeles, eu recomand viața Sfântului Antonie Pendelete, pentru că n-am putea într-o emisiune de o oră să prindem toată povestirea, dar mă duc la capacitățile Sfântului Antonie. Om fără carte și știință filozoficească, ori de câte ori întâlnește oameni mari și îi pun întrebări, le răspunde categoric și simplu că cerul și pământul sunt cărțile mele, revelația naturală și supranaturală. Spune și psalmistul David, cerul este un slav al Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Apoi mă întorc la minunile pe care le poate face Sfântul Antonie, mă întorc la minunile pe care și la puterile pe care el le are asupra diavolului, de a-l cerceta, de a vorbi cu el, de a-l mustra, de a-l ispiti. Și bineînțeles că cel mai emerit sau cel mai favorit ucenic cunoscut al Sfântului Antonie va fi Pavel cel Simplu sau Pavel cel Prost, cum îi spune Patericul Egiptean, care având un cumnat lacom, ca să pună mâna pe partea de avere, îl reclamă eparhului că e creștin, el fuge în munți, se nevoiește. Când se întoarce acasă, este primit cumva cu nepăsare, ea direct pleacă înapoi în pustie, se duce la Sfântul Antonie și după ce stă câteva zile la ușa marelui ascet, când îl găsește înapoi la ușă, întreabă, dar tu n-ai plecat de aici? Păi n-am plecat, vreau să mă fac călugăr, bine, hai în colibă. Nu mâncase, nu băuse, se ruga la ușa Sfântului acolo. I-a spus, hai să mâncăm. I-a pus 5 pesmeți, el și-a pus 3. El a mâncat 3, 2 a lăsat și a zis, dar de ce nu mănânci? Păi zice, dar tu ce ai mâncat mai 3? Păi eu sunt călugăr, dar și eu vreau să mă fac călugăr. I-a dat o traistă cu pesmeți, l-a trimis în pustie să-și sape coliba și după 6 luni ce a zis, băi, când a dat asta de căldură și de daltă și fără apă și în căldură, aia îi trece lui de călugărie. Când s-a dus, a găsit 2 chilii săpate în stâncă și a dat, ce face omul aici? Păi m-am gândit că vine un frate mai slab ca mine și nu se chinuiască el. Am făcut încă o chilie de ajutor. Și zice, păi și pesmeți? Păi trai, stai colea, nu-i mâncase nici jumătate din cât ți-a dat în vreo jumătate de an. Și atunci Antonie și-a dat seama că are de-a face cu adevărat de un viitor ascet și mare trăitor, care cea mai reprezentativă istorioară este cea când diavolul nu vroia să iasă dintr-un îndrăcit și ca să-și bată joc de Pavel a spus, băi Pavel, tu scoți dracii deștepți, Antonie, pentru că e deștept, îi scoate pe cei proști. Uite, eu n-am să ies pentru că eu sunt de la deștept, tu trebuie să mă scoți. Și s-a supărat Pavel, s-a suit pe o stâncă, a ridicat mâinile la cer, s-a lăsat gol să-l ardă soarele și arșița și frigul nopții și spunea așa, pentru rugăciune starețului meu Antonie, să iasă dracul din omul acesta. După 40 de zile de post și rugăciune, dracul a fugit, a spus, tu ești împit cu tine, spate, spate-l vorba. Și în felul acesta și-a arătat desăvârșirea duhovnicească, Pavel cel Simplu, și-a rămas ca unul dintre mari apropiați ucenici ai Sfântului Antonie și un model absolut. De asemenea, vă invit să vă abonați la canalul Calea spre Mântuire și să apăsați clopoțelul pentru a primi notificări cu toate noile postări ale canalului. Până data viitoare, să vă pomenească Bunul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin.